Iuliana și Vlad sunt bine și ușor-ușor evoluează în cunoașterea lor. Ia spune-mi tu aici. Da. Ia. Ce-ți dorești de la viața mea? O femeie cum o stază. Da. Mă, că e o dumă, mă. Păi da, mă, mă, cu Caterina am făcut și eu. Nu am, caut în altă parte. Păi dacă nu am făcut, ce vrei să fac? Să desenezi eu. Să desenezi eu, asta să fie problema. Da, ia spune-mi, sunt dragă? În momentul de față. Mm-hmm. Vrei să auzi din gura mea treaba asta, că știi că așa ești. Da, mi-ești dragă. Da? Da. Adică nu se observă. Tu crezi că poți să stau așa să zâmbesc? Mă dor și-mi dau mine. Maxilarul. Da, exact. Da, și pe mine fața nu pot să zâmbesc așa, dar doar că-mi face o plăcere. Da, mă bucur. Enorm. Bine, joacă-te, joacă-te, mă, Iuliana. Exact. Cu ce să mă ajut? Nu mai folosești cu... Nu mai folosi cuvântul ăsta. Nu, în sensul rău. Păi în ce sens? Că se interpretează greșit, joacă-te. Gata, calmează-te, că nu se supără nimeni, se interpretează greșit. Cine deștept înțelege, stai liniște, nu te interesează părerea lumii. Că nu trăiești din părerea lumii, da? Da. Dar nu trăiești pentru lume. Trăiești pentru lume. Corect. Of, Iuliana, Iuliana. Dacă vrei să te las, nu spui dacă ești obosită. Nu vreau să te stresez. Nu mă stresez. Nu vreau să asta. Mergi afară? Nu, nu am făcut nici. Nu vrei să mergi? Nu mă duc afară. Păi cu mine, nu vrei să mergi? Nu, fumez și eu. Cum spuneam. Dar între cei doi nu poate lipsi nici tachinarea. Hai la masa pacii. Masa pacii. Drept, drept. Ce faci? Hai că trebuie să fac trântă cu tine. Ha. La revedere! Alo! Deci vă rog frumos, așteptați-mă și pe mine, mă lăsați așa să mă ca tontul. Deci ție nu-ți faci deloc singur, de pe acum. Deci nu ți-ai las singur deloc. Păi și nu e ceva frumos? Da, trebuie să stai lângă tine când mănânci, când bei apă. Păi da, asta e frumusețea. Așa nu stăteam singur. Și la locul când mergi, ce faci? Tristești-mi în fața grădinii? Tot sunt pe cameră, sunt pe cameră la mine. Nu te cred. Și când ești cu clienții, da. Vă smusă. Zic cu ea, uite, am să faci cu mâna, Iuliana. Vita mea! Fia mie! Bună! Nu l-a nebunit de cap. Că vine acasă și vă așa de la mine. Da. Ce bine. Hai aici, n-ai loc. Mă, eu nu știu cum, că mie este loc de mai bine. Tu vrei să stai acolo, nu te doare scaun, spatele de la scaun. Mă doare scaun, la spatele mă, că am doare și scaun, să știu. Oh. Ia mai simt, cum ce-și lăsă de chișă, ce faci? Când e pauză de masă, ca să știu cum să fac, am găsit. Pe să te merezi. Fac așa, cum ieși și bată, că mie sunt pe bătine. Mă vezi afară. Așa? Mă vezi afară. Dar nu lucrezi afară. Păi, pauza de masă afară lucrezi, da. Și eu la țigară, nu? Am venit în timpul... Poate nu trebuie să vină în timpul serviciului. Poți să vii când vrei. Dacă îți face plăcere. Dar zi-mi cum, e frumos? Da, Vlad e foarte frumos. Arată bine, da. Da? Nu? Sau da? Spune. Da. Dar faci un curs de make-up, că ai zis că faci să mă machiezi. Încerc pe tine prima oară. Cum mă perfecționez. Păi nu, de asta e cursul de începător. Pentru că te gândești.
Băi, mi-am pe cineva să mai dau bani. Păi asta altfel, zic, asta tot zic. 200 de lei, 200 de lei machiajul. 250 de lei machiajul. Da, și așa îmi dai 1100. 250 de lei, părul 250 de lei, rochia 500 de lei, 1000 de lei. Când vă să pun și unghii și îmi dai 1000 la jumătate de preț. Nici și asta, dar cu timp, dar cum? Că da, eu economisire aici. Okay. Că nu mai dai aceeași bani. Și cine spune hainele și care îmi plătim pe care? Păi cu banii pe care mi-i dai tu, plătim și școala și care ca cineva. Nu e adevărat. Cum e? Fair play? Păi economisim. Cum? Plătești la jumătate. Plătești menajer? Îți permiți să plătești tu menajera? Păi plătești la jumate toate drepturile tale și jumătatea aia reușești să acoperi și altfel. Și să nu-și trebuie economisire. Eu banii mei nu-mi stric. Păi dar nu se strici. Că dai pe casă. Da, da, să le bii din aia, cu ce vrei tu? Ia spune. Da. Hai de spune ceva. Hai de spune. Mai două cuvinte și pot pleca. Să vă se și plânge. Eu? Da. Asta îmi doresc. Așa am dorit să plâng. La moment dat, la moment dat, o să zic, să melodia aia, știi? Am să plâng. Am să plâng pentru tot ce am plâng. Da, asta, deci vrei să-mi dorit suferință. Să plâng. Când răspunde. Nu, Doamne ferește. Meditează mintea asta, pe aici. Aici că te și văd, mă sunești. Papac, eu cred că e telefonul cu mine. Nu-ți răspund. Să-l vezi ce-ți fac, așa-ți fac. A, Iuliana! A, Iuliana! Da, da. Te aștept, Iuliana, da. Însă Vlad știe să fie și romantic cu Iuliana. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iau cafeaua cu florile. Capricile iubirii. Cum traducem joaca asta, sau nici nu știu cum să o numesc? Se tatonează, se cunosc, încearcă să se cunoască unul pe celălalt. Deocamdată nu prea își dau ei seama cam ce se întâmplă, cam cum e fiecare dintre ei, de calități, de defecte, dacă se plac, dacă nu se plac, deocamdată se joacă. E adevărat, dar eu aș vrea să te întreb... Se curtează. Se curtează, da. Dar eu aș vrea să te întreb pe tine așa, în urmă cu vreo săptămână jumate, nu mai târziu de atât, Iuliana o ținea una și bună că ea vrea acasă, vrea acasă. Și deodată a apărut tânărul acesta. Știm și când a apărut și cum s-a manifestat când a apărut. A venit zburdând în platou. Da, 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 exact. Și a venit tânăr. Are imunitate și nu mai pleacă, mi-aduc aminte. Da, exact. Așa, și a venit tânărul bancher aici de față și a zis nu mai vreau să plec. Întrebarea mea pentru tine, Ștefania, este că sunt multe femei care ies dintr-o relație și mulți bărbați care ies dintr-o relație și spun nu mai îmi trebuie, nu mai vreau să mă mai leg la cap niciodată, nu mai vreau. Când îți atrage atenția următorul sau următoarea? Da? Nu există niciodată. Acest niciodată este spus fie la supărare, fie la tristețe, fie la durere, fie la mâhnire, dar de fiecare dată s-a demonstrat și este normal, pentru că este natura umană, să-ți dorești să fii lângă cineva, să dorești să dăruiești, să dorești să iubești, să dorești să fii iubit și este normal și ei sunt foarte, foarte tineri. Plus că la momentul acesta, de asemenea, fiind lipsiți de experiență, mulți dintre tineri tind să dramatizeze, da, cu cuvinte de genul acesta, niciodată, nu mai vreau, nu mai... Dar, după cum s-a demonstrat, lucrurile se schimbă și foarte repede. Hai să vă auzi și pe voi. Mi s-a părut la un moment dat că ai devenit la un moment dat, n-am înțeles foarte bine ce era acolo, ai devenit foarte serioasă, ți-a sărit așa țandăra într-o clipă, cum bine știm, Vlad nu știu dacă știe, dar a aflat da, acum. Da, i-am spus. Așa, i-ai spus? Ceva cu joaca a ceva fost. Ceva cu joaca, ce i-ai spus tu, să nu se joace?
Nu, am zis că se joacă, că îi plac tatonările astea și de-astea. Da, la asta mă referam. Și ce era rău în asta? Că nu păi era un neadevăr. E foarte frumos. Dar la tine cuvântul ăsta joacă înseamnă că ești neserioasă sau ce? Știam, că pare că ți-a apăsat așa un buton. Da, l-am spus cumva, l-am întrebat pentru că nu știam exact la ce se referă. Nu știam că se referă la tatonări, că mai spune, nu te juca cu mine sau ceva de genul. La veselia ta, probabil, da, nu? La ce te referai? Da, normal. Știi, de cele mai multe ori, înainte de a reacționa, de a fi impulsivă, așa, cum cred că un pic că ai bifez la această categorie, recunosc semnele, merg și eu pe același drum uneori. E cel mai bine e să întrebi, să știi foarte clar despre ce este vorba. La ce te referi? Da, de ce spui asta? Da, îți mai trece și primul nerv, da? Așa. Pleacă și primii drăcușori. Ca să, că după aia e posibil să înțelegi greșit și să-l și sperii pe omul de lângă tine. Te-ai speriat de reacția ei? Nu. Așa, că a devenit foarte serioasă dintr-o dată. Nu am spus pe un ton ciudat sau... Ai intrat foarte în defensivă. Da. Fără să-ți dai seama. Fără să-mi dau seama, a spus, nu mai spune, nu te mai juca. Pentru că o să înțelegeți voi luni. Ok. Deci avem de înțeles niște lucruri. Da. Ok. Și o să se lege, oarecum. La ce te referi? E totul bine cu noi. Între noi e totul bine. Dar? Că anumite chestii și nu am înțeles nicio exact. Să sperăm că este tot în regulă. Tu știi despre ce este vorba, domnul Vlad? Despre ce este vorba, da. Despre ce e vorba? Păi ne țineți aici de vada, voi credeți că putem sta până luni? Da. Ce credeți? Eu luni nici nu vin. Deci... Asta te referi la discuția cu Liviu, nu? Da, adică, nu știu, nu te juca și eu... Pot să ați avut ocazia să lămuriți asta? Da. Da, pot să înțeleg, am dus mai multe chestii de acolo și de asta, dar chiar nu am fost nervoasă, nici nu țin minte de că nu am fost nervoasă. Păi aici. Și vă văd acum, nici nu mai, nu vă țineți de mână. Dar nici nu ne-am ținut până acum. E, zău, dar mai devreme noi ce-am văzut? Unde? Ne faci... Ok, hai că ne-am liniștit, că plecam supărați acasă. Da, asta zic, stăteam neliniștiți pe unde avem treburi fiecare. Da, noi așa ne-am obișnuit, că cei care sunt în cunoaștere, așa, se mai apropiați, sunt fiorii de început, se țin de mână, că nu... Probabil este mai timid de la început, nu știu, sau mai reticentă, mă gândesc. Da, stai puțin, că nu ea trebuie să te ia pe tine de mână, domnul Vlăduț. Normal. Bărbat înseamnă acțiune. Exact, exact. Bărbat egal acțiune. E adevărat că nu poți să o duci la film, că știți că de obicei luatul de mână se întâmplă la film prima dată. Te duci la film, cade lumina, nu se mai vede și... Ne amintim de gestul acela, că l-am văzut în multe filme, e un clișeu. Da, exact. Exact. Așa că, eu da. Eu pe Vlad îl văd un băiat care acționează și sunteți pe drumul cel bun din câte...